Au furat metal în valoare de 2 milioane de euro în Germania. O rețea de infractori români a dat peste 80 de lovituri la firme din industria metalurgică și electronică. Gruparea era alcătuită din 40 de membri și acționa în Bavaria. Conaționalii comiteau jafurile în echipe mici, de câte 3 sau 4 indivizi, dar românii reușeau să fure câteva tone de metal la o singură spargere. Bărbații operau ca în filme. Indivizii alegeau mai întâi o fabrică sau un depozit de metal, apoi se infiltrau în interior și așteptau momentul propice. Românii sustrăgeau în special cabluri de cupru și încărcau prada în mașini furate. Ulterior, infractorii vindeau metalul în Olanda. Polițiștii germani au fost pe urmele grupării timp de mai mulți ani. Recent, capii rețelei au fost prinși și arestați. Românii au fost identificați prin mai multe metode, printre care monitorizarea convorbirilor telefonice. La una dintre spargeri, conaționalii s-au filmat cu telefonul, iar imaginile au fost găsite de anchetatori în timpul perchezițiilor. Tribunalul din Landshut i-a condamnat pe conaționali la 5 ani de închisoare. Lacrimi în comunitatea de români din Sicilia. Un conațional a fost găsit fără suflare într-un lac artificial. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 45 de ani. Corpul lui a fost descoperit într-un bazin cu apă pentru irigații, la aproximativ 5 km distanță de Gela. Nu se cunosc încă circumstanțele care au dus la deces, a transmis poliția italiană printr-un comunicat. Autoritățile au mai dezvăluit că românul a fost găsit de proprietarul terenului pe care a fost construit bazinul respectiv. Oamenii legii au început o anchetă și iau în calcul mai multe ipoteze, printre care un accident sau sinucidere. Conaționalul lucra de câteva luni la o fermă din zona de est a Siciliei. Sunt hateri pe internet și încearcă să-i descurajeze pe românii din țară. Conaționalii din SUA scriu mesaje răutăcioase pe forumuri și grupuri de discuții și dezinformează. Asta susține Oana Vlas, un vlogger care s-a mutat în America în urmă cu 2 ani. Noi, ca români, suntem un popor de oameni invidioși, suntem un popor de oameni răi, suntem un popor care mereu e preocupat de capra vecinului. Și astfel, dacă intrați pe grupurile de români, pe Facebook, nu știu, sunt diferite forumi în afara Facebook-ului, tot ceea ce o să vedeți, o să fie ceartă. Dacă o să vedeți pe cineva care scrie: bună, am visat toată viața să ajung în America, vrem să aplicăm la loterie, credeți că avem vreo șansă? Românii o să înceapă: nu aplica la loterie, n-ai nicio șansă, nu o să te adaptezi. Ce, ai 40 de ani, nu veni în America. Ce vorbești acolo, mă, crezi că așa aplici la loterie și câștigi? Vorbe din astea, nu, dacă noi ca români, dacă nouă ne-i bine, nouă ne-e bine în America și vedem că unul are curajul și vrea să facă același lucru care l-am făcut și noi, zicem, nu, cum să vină și ăla, mă, cum să mai vină încă unul să se bucure de ceea ce mă bucur eu? Așa suntem noi ca popor, e dureros. Oana Vlas are un canal de YouTube unde postează clipuri video despre viața în state. Vloggerul se filmează în diverse locuri și vorbește despre adaptarea la stilul de viață american, locuri de muncă, chirii, loteria vizelor, despre obiective turistice, dar și despre comunitatea de români din Chicago. Oana Vlas este originară din Arad și a emigrat prin loteria vizelor.